Bună ziua, în primul rând. Este un joc important, nu doar prin prisma faptului că este primul din play-off. Este un joc important pentru că sunt puse în joc 3 puncte, iar adversarii noștri sunt în acest moment în fața noastră în clasament și ne dorim cu toții și noi, staff-ul, jucătorii, toți cei care facem parte din acest club, plus suporterii noștri care își doresc foarte, foarte mult să reușim. În primul rând, să reușim să trecem cu bine peste acest prim joc din play-off, nu doar prin prisma faptului că jucăm cu FCSB-ul. Este un joc, așa cum am spus, important și toate cele 10 jocuri vor fi importante și disputate, cred eu, pentru că se întâlnesc cele mai valoroase echipe, indiferent cine se va califica astăzi, cine va fi, mă rog, a șasea echipă care se va califica în play-off. Deci toate echipele sunt valoroase și bineînțeles că se poate întâmpla orice. Dar noi suntem pregătiți, chiar dacă avem ceva probleme medicale și nu puține. Știți foarte bine că bancul Nicușor este accidentat de o perioadă lungă, în continuare va fi departe de echipă, să spunem, de lotul care îl vom deplasa la meciurile oficiale. Pe lângă el este și Căpățână în afara lotului, știți bine, așa, fractură pe care încă nu am trecut peste acea perioadă. Sperăm să revină după acest joc, în perioada de întrerupere. S-a mai adăugat și Silva, și Badeli, plus Vâtejelu, după acest joc pe care l-am avut acasă contra celor de la UTA. Dar știam că UTA este o echipă agresivă, o echipă care joacă destul de tare și am și văzut consecințele, le-am văzut după joc. Vâtejelu este indisponibil. Din păcate, nu știu sigur, dar cred că era convocat și la echipa națională și chiar mi-a părut rău, în primul rând pentru el, pentru că nu este alături de noi, nu putem să ne bazăm pe el, și pentru faptul că va pierde convocarea, dacă din ce bănuiesc eu, cred că era convocat la echipa națională. Dar asta este, jucătorii care sunt apți în acest moment sunt cei mai valoroși pe care îi avem la dispoziție și avem mare încredere în ei, așa cum trebuie să aibă și suporterii, și sper să facem un joc bun sâmbătă seara. Bineînțeles că mi-aș dori un joc spectaculos, să marcăm multe goluri, dar întâlnim una dintre cele mai valoroase echipe. Cred eu că suntem cam la același nivel. Mă rog, asta este părerea mea. Dar mi-aș dori încă o dată să practicăm un fotbal frumos și să reușim să câștigăm sâmbătă seara. Andrei, cum crezi tu că va fi această dispută de sâmbătă seara? Bună ziua! Cum cred că să fie? Va fi o partidă foarte grea pentru noi. Începe play-off-ul. Trebuie să mergem la București pregătiți, dăm de un adversar foarte, foarte valoros. În joc vor fi 3 puncte, foarte importante pentru noi, pentru că cei de la FCSB sunt în fața noastră și trebuie să câștigăm. Întrebări, vă rog, pentru cei doi. Mister, va fi mai ușor acum cu FCSB-ul, pentru că nu are pe nimeni pe bancă? Sincer, nu știu cât este de important, pentru că știți cu toții, dar chiar nu vreau să vorbesc de ce se întâmplă la alte echipe, recte FCSB, dar sunt o echipă valoroasă, așa cum am spus, cu jucători valoroși și mai puțin important cine va sta pe bancă, cine va lua deciziile. Cei de la FCSB, și aici mă refer la jucători, știu foarte bine ce au de făcut. Eu sper ca jucătorii noștri să fie mai inspirați decât adversarii, așa cum am spus, și să reușim ceea ce ne propune. Vor o revanșă după ce le-ați luat un punct în campionatul regular pe final? Păi nu ne-am luat ceea ce ni se cuvenea. Cred că am avut, dar nu s-a vorbit așa de mult, cred că la acel joc am avut cel puțin 3 ocazii mari. Una a fost a lui Andrei în prima repriză, una a fost a lui Rivaldinho, când din 5 metri, dacă dacă dădea din prima, putea să marcheze, a vrut să-și oprea, era în 5 metri, de-a lui, ocazia lui Elvir Colici, nu mai vorbesc,
Dacă mai adaug și acel șut al lui Andrei în ultimele secunde ale jocului, cred că putem să și câștigăm. Dar cei de la FCSB, sigur că ne-au pus în dificultate momentele când noi controlam jocul, dominam, aveam o posesie bună și am pierdut de câteva ori mingea, mă rog, în zonele unde nu trebuia să o facem și ne-au prins pe contraatac. Și a fost o echipă care ne-a creat ceva probleme pe contraatac. Iar ei au marcat un gol ca și noi dintr-o fază fixă. Nu știu, acum dacă orice șut spre poartă se pune o ocazie, atunci sunt de acord cu cei care au vorbit după acel meci, dar eu m-am uitat pe statistici, au fost, mă rog, altfel pe statisticile acelui joc. Cât de important ar fi pentru voi un start cu o victorie în acest play-off? Ar fi foarte important, sigur că ne dorim să câștigăm acest joc. Nu va fi ușor, dar vom face tot ce depinde de noi să câștigăm. Ieri la antrenament a participat și Gică Crăiaveanu. A venit cu noroc? Sper. El e un băiat și un tip jovial, un tip norocos. Mi-a făcut mare plăcere să revăd, dar am vorbit cu el, cred că ultima dată am vorbit de ziua lui. Sigur, totdeauna este o plăcere să îmi revăd foștii colegi. M-am împărțit atâția ani acel vestiar. Da, cu mare plăcere. Mi-a făcut mare plăcere să-l revăd. Eugen, la modul realist, a câta șansă are Craiova la titlu? Sunteți la 6 puncte de Faru și CFR. Am văzut că oamenii prin presă și, mă rog, analiștii nu ne-au dat prea mari șanse. Sincer, chiar nu vreau să vorbesc în acest moment despre acest subiect. Vreau ca și eu și băieții să rămânem concentrați pe ce avem de făcut. Ne gândim doar la jocul de sâmbătă seara, sincer, și toată energia mea este capacitată în acest moment doar pentru acest joc. Nu mă gândesc la următoarele jocuri, pentru că avem timp foarte mult la dispoziție. Știți bine că se întrerupe campionatul după această partidă și avem timp să ne facem planuri și să discutăm despre viitorul echipei noastre. Dar în primul rând îmi doresc să facem un joc bun sâmbătă seara și să câștigăm. Cum vezi acest play-off? Crezi că au dispărut sateliții, meteoriții și pe ce echipă dorești? Pe Sepsi sau pe FCU? Cu sateliții nu știu absolut nimic. Nu am auzit așa ceva. Sincer, eu nu cred că se mai poate vorbi despre așa ceva în 2023. Sunt convins că toate echipele care sunt în play-off își vor juca șansa pe teren, doar pe teren. Chiar absolut deloc nu mă gândesc la alte lucruri și sunt convins că așa vor sta lucrurile. Iar vis-a-vis de ce m-ai întrebat dacă am vreo preferință, nu. Două echipe bune se întâlnesc în această seară. Cea care va câștiga, cea care va ajunge în play-off, înseamnă că și merită. Ambele sunt echipe bune. Tu ai jucat, te-ai antrenat Sepsi, ești craiovean, Gică Craioveanu își dorea un meci cu FCU pentru suporteri, pentru 30.000 de spectatori în tribună. Aș vrea să vorbim mai mult despre echipa noastră, vă rog. Ok, încă o dată, da, va fi un derby dacă se va califica FCU, de sincer, am spus încă o dată, felicitări ambelor echipe că au ajuns în acest moment să-și dispute un joc ca o finală, să ajungă în play-off. Dar sunt o dată, sunt două echipe valoroase, oricare dintre ele se va califica în play-off, va pune mari probleme celorlalte. Iată, dacă ea este pe un trend ascendent, vine această întrerupere, ar fi fost mai bine să vină întreruperea înaintea primei etape din play-off, ținând cont de accidentări și de tot? Da. Era mai bine pentru că aveam cel puțin 3 soluții, poate chiar 4 în plus. Să spunem, poate singurul jucător pe care nu l-aveam la dispoziție să fi fost Nicușor Bancu, dar ceilalți jucători cred că erau apți și atunci și noi eram și mai puternici. Dar încă o dată, nu fac absolut nicio problemă, griji deloc, pentru că știu foarte bine jucătorii care sunt în acest moment valizi, sunt jucători valoroși și sper eu că putem să ne ridicăm la un nivel foarte înalt. Poate fi un avantaj pentru noi faptul că nu suntem luați în considerare ca o forță pentru titlu? Da, asta trebuie să ne dea nouă o forță și mai mare, să demonstrăm
că suntem o echipă valoroasă și că putem ajunge acolo. Dar încă o dată, în acest moment, nu vreau și nici nu am discutat foarte mult cu jucătorii noștri acest subiect, campionatul, nu. Am discutat și foarte mult despre adversarul nostru de sâmbătă seara. Îl cunoaștem foarte bine, așa cum și ei probabil ne cunosc pe noi. Și îmi doresc foarte, foarte mult să reușim și să ne întoarcem cu rezultat bun de la București. Andrei, se vorbește în vestiar de titlu, sincer? Sincer să spun, nu s-a vorbit niciodată de titlu. Nu ne gândim încă la titlu. Mereu am luat-o pas cu pas. Următorul meci este cel mai important pentru noi și trebuie să luăm cele 3 puncte sâmbătă seară. Dar vă motivează faptul că sunt unii care spun că nu aveți nicio șansă? Chiar nu ne interesează părerea altora. Noi ne vedem de treaba noastră, ne antrenăm să fim din ce în ce mai buni și la finalul sezonului vom vedea pe ce loc vom termina. Andrei, cu tot vorbim de titlu, din punctul tău de vedere, Universitatea Craiova, a câta șansă o are la titlu, având în vedere că sunt în play-off echipe apropiate de valori? Nu știu a câta șansă, dar toate echipele cred că din play-off au șanse la titlu. Depinde și cum începem play-off-ul. Trebuie să începem cu o victorie și să terminăm cât mai sus. Este FCSB o echipă de bătut, mai ales acasă? Știu că, de fapt, știm toți că își vinde pielea pe teren propriu foarte scump. Da, o echipă valoroasă. Normal că este de bătut. Dacă nu era de bătut, nu mai plecam mâine la București. Trebuie să muncim. Mâine, sâmbătă seară, să muncim mult mai mult, să fim concentrați pe teren și să fim foarte atenți. Începem cu campionat, practic. Diferența de puncte nu e foarte mare între echipe. Care crezi că ar avea șansa, sau prima șansă la campionat? Eu cred că prima șansă o au cei de la CFR Cluj. Au fost 5 ani la rând campionat României, dar nu trebuie să subestimăm nicio echipă și noi avem o echipă valoroasă, o echipă foarte bună și v-am spus, vom vedea la finalul sezonului cine va câștiga titlul. Asta seară se joacă și decisivul pentru locul 6, pe cine îți dorești din play-off? Așa sincer, nu, chiar nu am nicio favorită. Să intre în play-off cea care merită. Atmosfera în lot, întreba mai devreme Alex, cum e? Care o atmosferă bună. Voi? Până la urmă, știi, ok, nu vorbesc despre lucru, dar până la urmă scopul ăsta e. Bătălia pentru asta se duce. Da, știm și noi, suntem conștienți de asta, dar v-am spus, luăm fiecare meci în parte. Acum am vorbit doar de meciul cu cei de la FCSB, că trebuie să-l câștigăm cu cele 3 puncte, să ne apropiem de primele 2. Veți avea o susținere puternică din partea suporterilor. Puteți să le promiteți că nu pierdeți măcar? De promis e greu să le promitem ceva, dar au fost mereu lângă noi. La fiecare meci ne-au susținut, chiar dacă am pierdut. Și le mulțumim că sunt de fiecare dată în spatele nostru. Andrei, ești un cel mai longeviu jucător la Craiova. Ești din 2013, ai debutat pe 2 august 2014 pentru meci contra Stelei. Pe CSM. Da. Mai goluri și pentru CSM? V-am spus, nu este important cine marchează. Importante sunt cele 3 puncte, să câștigăm. Și dacă aș marca, ar fi un bonus pentru mine. Oricum, ne-ai obișnuit să marchezi în ultimele meciuri. Da, îmi fac treaba cât mai bine și să-mi ajut echipa. Cât de important e pentru jucător ca pe bancă să fie un antrenor cu nume? V-ați văzut și dumneavoastră la Botoșani. Mister nu a fost pe bancă și așa că am pierdut 1-0. N-a putut să ne dea informații foarte, foarte multe și am pierdut cu 1-0. Este pentru noi mai ales este foarte important. Ați văzut și ultimele meciuri, am avut 3 victorii și trebuie să fie mereu pe bancă lângă noi. E mai bine acum că pe CSB nu are un antrenor cu nume pe bancă? Da, nu pot să vorbesc eu de cei de la FCSB. Este treaba lor și poate să pune pe cine vor. Te aștept să fiți primiți cu ostilitate?
Pentru că în meciul... Când ați văzut voi vreodată la FCSB că am fost noi primiți? Bine. Da, niciodată. Acum sunt supărat rău pentru egalul pe care l-a... Da, și noi suntem supărați că am făcut egal. Că puteam și noi să luăm cele 3 puncte. Va fi un meci greu și sperăm să ieșim câștigători. Un gol împotriva CSV-ului și o convocare ecuanțeală și ar fi o lună extraordinară pentru tine? Am deja o lună foarte, foarte frumoasă. Am marcat foarte... Am marcat 6 goluri. Sper să marchez cât mai multe și în play-off. Cum a fost reîntâlnirea cu Giga Traiaveanu? Pentru că aici unul dintre jucătorii a fost la sufletul... Preparați. Da, am stat cu dânsul de vorbă, am vorbit puțin, am putut să vorbim foarte mult pentru că avem în timpul antrenamentului și sperăm să ne poarte noroc.